Studioul cinematografic Anima Film prezintă. Budulea Taiki de Ioan Slavici. Budulea nu era numai al Taiki, ci și al nostru al tuturora. Eu îl știam încă din copilărie și eram prieten chiar și cu Budulea cel bătrân. Nea Budulea avea un picior mai scurt decât celălalt și era un om scurt, gros, rotund la față și zâmbea mereu când vorbeai cu el. La petreceri, pe Huțu îl ducea totdeauna cu sine, deoarece Buduleasa fugise cu un scriitor al satului. Dascălul nostru îi zicea mereu: „Măi, Buduleo, nu mai purta și copilul cu tine. Pune-i o bucată de pâine în straistă și trimite la școală.” Când maica mă întreba ce-am văzut la școală, nu știam să-i spun altceva decât că am văzut pe Huțul lui Budulea plimbându-se cu bățul în mână. Eu m-am dus apoi la școlile cele mari din oraș, iar când m-am întors, peste un an, acasă, Huțul era tot mare, dar îmi părea mai puțin strașnic. Clăiță sfătuiește pe Budulea să-l facă pe Huțu dascăl. Ar trebui să meargă la oraș, să stea 2 ani și să-și ia atestatul. Ne-am dus apoi la oraș. Eu plecasem câteva zile mai înainte, iar dascălul Clăiță venise cu Budulea și cu Huțu în urmă, dar ne-am întâlnit. Profesorul Wondracek, după ce îl examină pe Huțu, zise în sfârșit: „Băiatul nu știe mult, dar îl primesc fiindcă e feciorul dumitale.” Eram 5 inși la precupiața Lena Liukici și aveam 2 paturi și o masă, iar Huțu se culca pe jos. Huțu nu plătea decât pe jumătate, fiindcă ducea în toate diminețile coșurile cu pește, făcea foc, mătura în casă, spăla vasele, căra apă. Budulea venea în toate vinerile și le spunea drumeților: „Mă duc și eu la oraș, fiindcă am un fecior la școlile cele mari. Are să iasă dascăl.” Apoi au venit peste câteva săptămâni dascălul Clăiță și cu Budulea și cu nevasta lui Budulea, care era mama lui Huțu. Noi eram la școală. Budulea a deschis ușa, a băgat capul prin deschizătură și a strigat tare: „Măi, Budulea Taiki!” De atunci a rămas Huțu Budulea Taiki. Domnul profesor Wondracek a sărit mânios, fiindcă Huțu s-a ridicat și a zis: „Noi suntem, domnule profesor.” Iar băieții au început să râdă. Dar când Budulea a intrat și a zis: „Vreau să-l duc acasă, să vadă pe maică sa,” domnul Wondracek nu mai era mânios. Când am ajuns acasă, Huțu s-a dus să-i sărute mâna, dar ea n-a primit, ci a zis că s-a făcut mare. Apoi n-au mai zis nimic, ci au stat față în față. „Nu-ți pare bine că vezi pe maică ta?” „Îmi pare bine, taică.”
După aceea, Huțu a ieșit afară și a început să plângă, iar maică-sa a ieșit după el, ca să plângă și ea. Am început să plâng și eu. De aici înainte, Putulea venea cu nevasta la oraș și le zicea drumeților: mergem la oraș, fiindcă avem un fecior la școala cea mare. Are să iasă dascăl. Iar când venea singur, el le zicea: mergem când eu, când nevastă mea, la oraș, fiindcă avem un fecior la școlile cele mari. Iar noi umblam la școală. În ziua întâi, Budulea, numai după multă stăruință, se hotărâ să se așeze pe cea din urmă bancă. Îndată ce sosea acasă, el se dezbrăca, își curăța hainele, le împăturea și le punea în ladă, apoi lua cartea și învăța lecția. Secalenca nu ne dădea lumânare. Avea fiecare lumânarea sa. Budulea nu avea niciodată lumânare. El se silea să învețe ziua. Iar când n-avea niciun lumânare, ne culcam. Noi în paturi și Budulea pe salteaua cu paie. Apoi spuneam povești. Fiindcă adeseori se întâmpla ca unul spunea povestea și ceilalți adormeau, s-a hotărât că atunci când povestitorul zicea ciolan, toți ceilalți să zică ciorbă. La școală, când domnul Vondracek ne vorbea despre indieni, a zis că aceștia sunt niște oameni foarte groși la ciolan. Atunci Budulea Taichi a strigat tare ciorbă. Profesorul Vondracek a sărit mânios, fiindcă băieții au început să râdă în hohote. Ce-a fost asta? Când a aflat, a râs și l-a ascultat la lecție. Băieții râdeau, pentru că Budulea vorbea foarte șcilciat ungurește. După ce profesorul i-a zis să zică lecția de ieri, nu mai râdeau deloc, fiindcă Huțu știa lecția. Vondracek l-a luat la el. Budulea Taichi curăța ghetele și hainele domnului profesor, mătura școala, aducea doi băieți din clasa întâi la școală și ducea iar acasă. Budulea cel bătrân venea acum tot a doua săptămână la oraș și le spunea drumeților că are un fecior care e dascăl pe doi feciori de domn. La capătul anului lucrurile s-au schimbat. Eu am plecat acasă, iar Budulea Taichi a rămas la domnul profesor Vondracek. Dascălul Clăiță era nenorocit, fiindcă auzise că domnul Vondracek voiește să treacă pe Huțu la școlile latinești. Însă Budulea nu voia să înțeleagă nenorocirea ce îi se pregătea lui Huțu. Huțu urmează și cursurile universitare, apoi se întoarce în satul natal, unde se căsătorește cu una din fetele lui Clăiță. Sfârșit. Reeditare 1987.